Energia e în criză de formă, băieții lui Andrieș sunt fără victorie în ultimele 5 meciuri oficiale, răbdarea conducerii a ajuns la final, handbaliștilor li s-a impus să câștige următoarele două jocuri, altfel vor intra în belele. Apolzan și compania joacă astfel cu sabia deasupra capului sâmbătă de la ora 17 contra celor de la CSM Ploiești. Și întâlnim o echipă care joacă cu cuțitul la os, o echipă care în ultimele 3 jocuri a avut două victorii neașteptate pentru foarte, foarte multă lume, au un joc destul de încălcit. Un joc pe care trebuie să-l contracarăm cu o apărare foarte agresivă și o fază a doua bine pusă la punct, pentru că probabil că trebuie să revenim la tururile noastre care le-am avut în turul campionatului. Adică o apărare agresivă și contraatac faza a doua. Gorjenii n-au deloc o misiune imposibilă, atât CSM Ploiești cât și CSM București sunt două echipe inferioare energiei. Andrieș e convins că își va mobiliza elevii să-și ducă misiunea la bun sfârșit. Șansele, până la urmă, suntem obligați de conjunctură, suntem obligați de locul în clasament, suntem obligați de ceea ce am arătat până acum că suntem o echipă care avem un cuvânt de spus, dar ținând cont de ultimele jocuri, într-adevăr, am lăsat puțin de dorit, dar trebuie să ne revenim și probabil că aceste două jocuri ne vor da al moral. Dar v-am spus, am spus și băieților, nu trebuie să tratăm meciurile că sunt meciuri ușoare. Eu cred că ei se vor mobiliza și vor trata cu seriozitate aceste două jocuri foarte importante pentru moralul echipei și pentru situația din clasament. Cu doar un punct din ultimele 3 etape, energia a coborât pe locul 7 în clasament.